au pecetluit tone de pești și urmăresc din satelit în ce mare se află. Acum iarăși a apărut o boală pentru care au aflat un vaccin care va fi obligatoriu și ca să-l poată face cineva, îl vor pecetlui. Câți oameni nu sunt deja pecetluiți acolo cu raze laser, unii pe frunte, iar alții pe mână? Mai târziu, cel care nu va fi pecetluit cu numărul 666 nu va putea nici vinde, nici cumpăra, să ia împrumut sau să fie numit într-un post, etc. Îmi spune gândul că Antichrist cu acest sistem vrea să prindă toată lumea, iar dacă cineva nu este în sistem, nu va putea lucra, etc. Fie el roșu, fie negru, fie alb, adică toți. Va supraveghea astfel printr-un sistem economic care va controla economia mondială și numai cei care vor primi pecetea cu numărul 666 vor putea avea acces la schimburi comerciale. Dar ce vor păți oamenii care se vor pecetlui? Mi-a spus un specialist că prin razele laser se pricinuiesc vătămări. Oamenii care se vor pecetlui vor atrage astfel razele soarelui care atât de mult îi vor vătăma încât își vor mușca limbile de durere. Apocalipsa 16:10. Cei care nu se vor pecetlui vor petrece mai bine decât ceilalți, pentru că Hristos îi va ajuta pe cei ce nu s-au pecetluit. Acesta nu este puțin lucru. Părinte, când îi va ajuta? După aceste evenimente? Nu, chiar atunci. Părinte, dacă nu vor putea vinde și cumpăra, cum vor putea petrece mai bine? Să vezi, Dumnezeu știe un mod, îl știu și eu. Așadar, m-a preocupat mult subiectul acesta și mi-a trimis după aceea o telegramă. Măi, măi, cum ne economisește Dumnezeu? Părinte, de ce pecetluirea se numește și încrustare? Pentru că nu este la suprafață. Ce înseamnă a încrusta? Nu înseamnă a trage linii adânci, crestături? Pecetluirea va fi încrustare pe care o vor pune mai întâi pe toate produsele, iar după aceea vor impune să se facă și cu raze laser pe mâna sau pe fruntea oamenilor. Acum 2 ani, i-am spus unui medic din Toronto despre pecetluire. Iar acum mi-a spus acela că în loc de cartelă cer amprentele de la mână. Notă. Starețul se referea la imaginea palmei ce înlocuiește cartela. Sfârșitul notei. Ei înaintează, dar nu putem spune că va fi aceasta sau aceea. Unele televizoare trimise în ultimul timp în Grecia au și un aparat care urmăresc pe cei ce privesc la televizor. Peste puțin, toți cei ce vor avea televizor vor privi la televizor, dar vor fi văzuți și ei. Adică vor urmări și vor fi urmăriți. Li se va controla astfel prin computer toată viața lor. Ce spun, ce fac, totul. Vezi la ce fel de dictatură s-a gândit diavolul? La Bruxelles au o clădire întreagă cu 666 în care își adăpostesc computerul. Acest computer poate controla miliarde de oameni. Sunt aproape 6 miliarde toată lumea. Toate le vor fi cunoscute printr-o răsucire de buton. Unii europeni s-au împotrivit deoarece se tem de dictatura mondială. Noi ortodoxii ne împotrivim pentru că nu-l vrem pe Antichrist și firește nici dictatura lui. Ne așteaptă evenimente, dar nu vor dura mult. Pe cât s-a vătămat ortodoxia prin comunism, tot atât se va vătăma și acum. Noile buletine de identitate. Părinte, a spus cineva, cum de folosiți bancnota de 5.000 de drahme care are pe ea numărul 666. Același lucru este și cu buletinul. Hârtia de 5.000 este ban și lira Angliei are pe ea regina Elisabeta. Aceasta nu va tămă. Cele ale cezarului, cezarului. Aici însă este vorba de identitatea mea. Este ceva personal. Nu este ban. Identitatea înseamnă ceea ce înseamnă și cuvântul. Adică cineva se identifică cu cele pe care le declară. Ei pun pe diavolul pe buletine și îți cer să semnezi că îl primești. Cum să fac aceasta? Părinte, ce legătură are acest buletin de identitate cu pecetluirea? Buletinul de identitate nu este pecetea, ci introducerea pecetluirii. Părinte, lumea întreagă ce să facă în legătură cu noile buletine de identitate?
Atunci când vă întreabă, voi cel mai bine să le spuneți oamenilor să întrebe pe duhovnicii lor și să facă răbdare să vadă cum va acționa biserica, pentru că mulți pun întrebări, dar puțini înțeleg răspunsurile. De vreme ce am scris clar despre acestea în broșura Semnele Vremurilor, fiecare să acționeze potrivit cu conștiința lui. Desigur, unii spun, ei, aceasta este o părere a unui călugăr, nu este poziția bisericii. Eu însă nu mi-am spus părerea mea, ci am formulat simplu cuvintele lui Hristos ale Evangheliei. Pentru că propria noastră părere trebuie să o supunem voii lui Dumnezeu, ce se exprimă în Evanghelie. Alții spun cele contrare celor ce le-am spus eu, spunând că le-a zis Părintele Paisie. Unii care le aud, deși lucrurile sunt așa de serioase, nu întreabă dacă sunt așa, dacă într-adevăr le-am spus, ci le cred. Eu nu mă tem, ci le spun cu curaj. Vin și la colibă și aruncă 666 în cutie. În sfârșit, aceasta nu-i nimic. Într-o zi mi-a pus o inscripție pe ușă. Am crezut că a venit cineva. Nu m-a găsit și a scris lipsește, ca să o vadă și altcineva. Dar când mă uit mai bine, ce să văd? Era scrisă o ocară. O astfel de ocară n-am auzit nici când eram mirean. Toată această situație va primi o măturătură bună, dar vom trece și noi o furtună. Lumea s-a ridicat, trebuie să ne ridicăm și noi cu multă rugăciune. Pe unii îi interesează subiectul buletinelor de identitate, alții îl exploatează și creează probleme. Biserica trebuie să ia o poziție corectă. Să vorbească, să explice credincioșilor ca să înțeleagă că de vor lua buletinul de identitate, aceasta va constitui o cădere. În același timp, să ceară de la stat ca noul buletin cel puțin să nu fie obligatoriu. Dacă biserica ia o poziție serioasă, se va respecta libertatea credincioșilor, astfel încât cel ce vrea își va lua noul buletin, iar cel ce nu vrea să-l păstreze pe cel vechi. Atunci vor plăti numai câteva nuci tari, pentru că ceilalți le vor sta împotrivă. Cea mai multă lume își va face treaba sa. Cei ce vor voi să se folosească lumește vor avea noul buletin, iar ceilalți sărmanii, cei credincioși, vor avea buletinul vechi și vor fi chinuiți. Acum, fiindcă ministrul a făgăduit să nu pună 666 în buletinele de identitate, nici la vedere, nici în ascuns, și aceasta este ceva. Vom avea răbdare și vom vedea ce va fi. Chiar și numai faptul că spun că nu îl pun pe 666 este ceva. Să le apădă și ei înșiși. Să vedem în cele din urmă ce vor pune. Până să circule noile buletine de identitate, poate veni urgia lui Dumnezeu. După aceea, nu înseamnă că în 24 de ore toți vor trebui să-și scoată buletine noi. Să iasă primele, se vor examina, să iasă ministrul mincinos și atunci lupta va fi dreaptă. Dacă acum continuăm protestele, aceia vor spune, iată, aceștia pricinuiesc tulburare. Deși nu s-a pus problema, ei strigă și protestează. Câinele, dacă este păzitor bun, latră atunci când vine hoțul. Când pleacă, tace. Dacă însă continuă să latre, atunci nu este păzitor bun. Părinții au mai spus că, deoarece avem toleranță religioasă, să nu se mai treacă apartenența religioasă în noile buletine de identitate. Da, pe ei nu interesează, pe mine însă mă interesează, pentru că este identitatea mea. Scrie de unde sunt și ce sunt. Dacă nu va apărea apartenența religioasă pe buletin, se vor ivi probleme. De pildă, va merge cineva la biroul de căsătorii, dacă buletinul spune ortodox, indiferent de câte carate este, e în regulă. Dacă însă nu scrie apartenența religioasă, cum să-i se dea certificat de căsătorie? Pentru biserică, lucrul acesta va produce încurcătură, iar dacă se va pune religia facultativ, aceasta va fi ca o mărturisire. Europa este Europa, aici este altceva. Notă: în Grecia, certificatul de căsătorie îl dă numai biserica ortodoxă, care nu admite căsătoria religioasă cu neortodoxi. Sfârșitul notei. Modul viclean de introducere a pecetluirii. Încet, încet, după cartelă și buletin de identitate, adică după îndosariere, vor înainta în mod viclean la pecetluire. Vor sili pe oameni prin diferite mijloace viclene să primească pecetea pe frunte sau pe mână. Vor forța astfel lucrurile și vor spune, vă veți mișca numai cu cartele, banii se vor desființa.
Va da cineva cartela la magazin și va cumpăra, iar vânzătorul va lua banii din bancă. Cel ce nu va avea cartelă nu va putea nici vinde, nici cumpăra. Pe de altă parte, vor începe să facă reclamă sistemului perfect, pecetuirii cu raze laser a numărului 666 pe mână sau pe frunte, care nu se va vedea la exterior. În același timp, la televizor, vor arăta că cutare a luat cartela cutăruia și a luat banii din bancă și vor spune mereu: mai sigur este pecetuirea cu raze laser pe mână sau pe frunte, pentru că numai deținătorul își știe numărul lui. Pecetuirea este sistemul perfect. Celălalt nu-ți va putea lua nici capul, nici mâna și nici nu-ți va vedea pecetea. De aceea lasă acum pe hoți, pe făcătorii de rele să are. Au jefuit 15 chili din jurul careii. Pe unul l-au omorât ca să-l prade. Astfel fiecare va afla prilejul să prade și să ia orice vrea. Să spunem că vrea să răpească un ogor. Va spune că era chipurile al bunicului său sau că l-a închiriat cândva pentru pășunat, așa că hai, vezi dacă poți să-i dai de capăt. Vor spune după aceea cei competenți. Din păcate, nu-i putem controla. Controlul se poate face numai la computer și vor înainta spre pecetluire. Vor căuta apoi la computer să vadă dacă ești pecetluit ca să te servească sau nu. Cei 3 ani și jumătate vor fi grei și vor suferi numai cei care nu vor fi de acord cu acest sistem. Notă. Vezi Dan 9:27, Apocalipsa 12:6 și 13:5. Vezi de asemenea Sfântul Irineu de Lugdunum, Mustrarea și răsturnarea cunoștinței false în 5 cărți. Cartea 5-a, Sus Hretien, 153, Paris, 1969, paginile 323 și 387. Sfârșitul notei. Pentru unii ca aceștia vor găsi vreo pricină și îi vor băga în închisoare. După un an îi vor duce în alt oraș pentru cercetări ca să treacă pe la alt tribunal dintr-un oraș în altul. După aceea vor spune: să ne ierți, ești nevinovat. Dacă ai fi fost pecetluit, am fi cercetat despre tine într-un minut. Acum însă nu-ți putem face control. Părinte, vor putea impune pecetluirea cu sila? Politețea lor nu va ajunge până acolo. Vor fi politicoși pentru că vor fi europeni. Vor arăta că sunt la înălțime. Nu vor chinui pe oameni, dar omul nu va putea trăi dacă nu are pecetea. Vor spune: fără pecete, vă chinuiți. Dacă ați fi primit-o, nu ați fi trăit așa de greu. Nu vor putea folosi nici monezi de aur, nici dolari dacă vor avea. De aceea, dacă fiecare se va îngriji să trăiască de pe acum simplu, în cumpătare, va putea trăi în acei ani. Să aibă un ogoraș, să cultive grâu, cartofi. Să pună puțini măslin și atunci, cu vreun animal, cu vreo capră, cu puține găini, va putea înfrunta nevoile familiei sale. Pentru că și provizii de-ar face nu-i vor folosi mult, deoarece alimentele nu țin mult, ci se strică repede. Firește, greul va dura puțin, 3 ani și jumătate. Pentru cei aleși se vor scurta zilele. Nu-și vor da seama când vor trece. Dumnezeu nu va lăsa pe om neajutorat. Părinte, în acești ani grei va interveni Hristos? Da. Vezi dacă aici unui nedreptățit, care are intenție bună, fiindcă îi se justifică ajutorul dumnezeiesc, îi se arată de multe ori Sfinții, Maica Domnului, Hristos, ca să-l mântuiască, cu atât mai mult atunci când sărmana lume se va afla într-o situație atât de grea. Va fi o vijelie, o mică ocupație a lui Satana, Antichrist, dar apoi acesta va mânca o palmă de la Hristos, se vor cutremura toate neamurile și va veni pacea în lume pentru mulți ani. De această dată, Hristos va da o ocazie ca să se mântuiască făptura sa. Hristos își va lăsa oare făptura sa? Se va arăta în momentul în care oamenii nu vor mai putea ieși singuri din acea situație ca să-i mântuiască din mâinile lui Antichrist. Oamenii se vor întoarce la Hristos și va veni în toată lumea o liniște duhovnicească pentru mulți ani. Unii leagă a doua venire de această intervenție a lui Hristos. Eu nu pot spune aceasta. Gândul îmi spune că nu va fi a doua venire atunci când va veni ca judecător, ci numai o intervenție a lui Hristos, pentru că sunt atâtea fapte care nu s-au petrecut încă. Va interveni Hristos, va da o brâncă acestui întreg sistem, va pedepsi tot răul și în cele din urmă îl va transforma în bine. Drumurile se vor umple de locuri de închinare, autobuzele vor avea icoane pe din afară. Toți oamenii vor crede, te vor trage să le vorbești despre Hristos.
Așa se va propovădui Evanghelia la toată lumea și numai după aceea Hristos va veni ca judecător să judece lumea. Altceva este judecata, altceva o intervenția lui Hristos ca să ajute făptura sa. Pecetluirea este una cu lepădarea. Deși Sfântul Ioan Evanghelistul vorbește clar în Apocalipsă despre pecetluire, unii nu înțeleg. Ce să le spui? Din păcate, auzi o grămadă de neghiobii ale minții de la unii cunoscători contemporani. Unul spune, eu voi primi buletinul cu 666 și voi pune și o cruce. Altul, eu voi primi pecetea pe frunte și îmi voi face și o cruce pe ea. Și o grămadă de asemenea prostii. Ei cred că se vor sfinți în felul acesta, dar toate acestea sunt înșelări. Un episcop mi-a spus, eu lângă semnătură voi face și o cruce, nu mă lepăd de Hristos, ci simplu mă folosesc. În regulă îi spun, tu ești episcop și pui o cruce lângă numele tău în virtutea calității ce o ai. Altul este arhimandrit și pune și el o cruce, datorită rangului ce l-are. Dar lumea ce va face? Însă lucrul murdar nu se sfințește. Apa curată primește harul și se face aghiazmă, dar urina nu se face aghiazmă. Piatra se face pâine prin minune, necurăția însă nu primește sfințire. Prin urmare, diavolul, antichristul, atunci când este în buletinul nostru de identitate, pe mână sau pe fruntea noastră, cu simbolul lui, nu se sfințește chiar de a-mi pune și o cruce. Avem puterea Sfintei Cruci, a lemnului sfânt, a harului dumnezeiesc al lui Hristos, numai atunci când păstrăm harul Sfântului Botez, prin care ne lepădăm de Satana, ne unim cu Hristos și primim pecetea sfântă, pecetea darului Sfântului Duh. Vezi, unii ca aceștia merg înainte cu o logică. Vor pune alături o cruce și totul este în regulă. Și deși vedem că Sfântul Apostol Petru s-a lepădat numai la exterior de Hristos, dar și aceasta a fost tot lepădare, aceștia se leapă de pecetea cea sfântă a lui Hristos, ce li s-a dat la Sfântul Botez ca să primească pecetea lui Antichrist, iar apoi spun că au înăuntrul lor pe Hristos. Părinte, dar dacă cineva va primi pecetea din neștiință? Aceasta se va putea întâmpla numai din nepăsare. Ce neștiință să fie atunci când lucrurile sunt atât de clare? Chiar dacă nu ar ști cineva, trebuie să se intereseze și să afle. Dacă spunem că n-am știut și pentru aceasta am primit pecetea, Hristos ne va spune, Făstarnicilor, fața cerului știți să o judecați, iar semnele vremurilor nu puteți. Chiar de s-ar pecetlui cineva din neștiință, pierde harul dumnezeiesc și primește lucrarea diavolească. Vezi, copilașul, la Sfântul Botez, atunci când preotul îl afundă în apă, primește pe Sfântul Duh, fără ca acela să-și dea seama de aceasta și după aceea se sălășluiește în el harul dumnezeiesc. Tâlcuirile prorociilor. Părinte, unii spun, ceea ce este scris de la Dumnezeu, aceea se va face. De ce se ne mai preocupe lucrul acesta? Da, o spun, dar nu este așa, bre copile. Și eu aud pe unii spunând, evrei nu sunt așa de proști să se trădeze cu 666 când Sfântul Ioan Evanghelistul o spune clar în Apocalipsă. Dacă ar fi fost așa, ar fi făcut-o într-un mod mai inteligent, mai ascuns. Ei bine, cărturarii și farisei nu știau Vechiul Testament? Ana și Caiafa nu știau mai bine decât toți că era scris că Hristos va fi trădat pentru 30 de arginți? De ce n-au dat 31 sau 29 de arginți și au dat 30? Deci erau orbiți. Știa Dumnezeu că așa se vor petrece lucrurile. Dumnezeu pe toate le cunoaște de mai înainte, dar nu hotărăște de mai înainte. Numai turcii cred în ceea ce este scris, în chișmet. Notă, în soartă, în destin. Sfârșitul notei ediției române. Dumnezeu știe că un anumit lucru se va face așa, însă omul îl face din lipsa lui de minte. Nu Dumnezeu a dat poruncă, ci vede până unde va ajunge răutatea oamenilor și că părerea lor nu se va schimba. Nici de cum că așa a rânduit Dumnezeu. Alții se ocupă cu prorociile și fac propriile lor tâlcuiri. Cel puțin nu spun, așa îmi spune gândul, ci spun, așa este, și apoi își expun o serie de teorii proprii. Unii iarăși le explică după cum vor ei, ca să-și îndreptățească patimile lor. Răstălmăcind ceea ce a spus Sfântul Chiril, mai bine să nu se petreacă semnele lui Antichrist în zilele noastre, unul care vrea să-și îndreptățească frica spune, a, vezi? Și Sfântul Chiril s-a temut ca nu cumva să se lepede.
Sunt ei oare mai presus de Sfântul Chiril? Prin urmare, chiar de m-aș lepăda de Hristos, nu e nimic. Notă. Sfântul Chiril al Ierusalimului, Cateheze, Cateheza 15-a către cei ce vor să se lumineze, capitolul 18. Ediția Institutului Biblic, 1943, pagina 415. Sfârșitul notei. Dar Sfântul a spus să nu se petreacă nu pentru că se temea, ci pentru ca să nu-l vadă pe Antichrist cu ochii săi. Vezi ce face diavolul? Din păcate, unii cunoscători înfașă pe fiii lor duhovnicești ca pe niște prunci, chipurile ca să nu-i mâhnească. Aceasta nu vatămă, nu-i nimic, e suficient să credeți lăuntric. Sau spun, nu vorbiți despre subiectul acesta, despre buletine și pecetluire, ca să nu se mâhnească oamenii. Dar dacă le-ar spune, să încercăm să trăim mai duhovnicește, să fim mai aproape de Hristos și să nu vă temeți de nimic. Iar dacă va fi nevoie, vă mărturisi, iar pregăti oarecum. Dacă cineva cunoaște adevărul, își face probleme și se trezește. Îl doare pentru situația de astăzi, se roagă și ia aminte să nu cadă în cursă. Acum însă, ce se întâmplă? În afară de faptul că unii duhovnici fac propriile lor tâlcuiri, se tem și ei ca oamenii lumești, în timp ce ar fi trebuit să se neliniștească duhovnicește și să-i ajute pe creștini, aducându-i la neliniștea cea bună și întărindu-i în credință ca să simtă mângâierea dumnezeiască. Mă mir cum de nu-și fac probleme de conștiință după toate aceste evenimente ce se întâmplă. De ce nu pun cel puțin un semn de întrebare la tâlcurile minții lor? Și dacă îl ajută pe Antichrist în pecetluire, cum de atrag și alte suflete la pierzanie? Atunci când Sfânta Scriptură spune să înșele dacă e cu putință și pe cei aleși, se referă la faptul că se vor înșela cei care le explică pe toate numai cu mintea lor. Așadar, în spatele sistemului perfect al cartelei de ajutorare, al asigurării prin computer, se ascunde dictatura mondială, sclavia lui Antichrist, ca să-și pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte, încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei sau numărul numelui fiarei. Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este număr de om, și numărul ei este 666. Notă, Apocalipsa 13, 16 cu 18.